Nu știu dacă e nevoie de antidot când e vorba de updatarea, upgradarea organismului, da? Așa se manifestă și reușește energetic și așa să se upgradeze. Da? Trece și nu reușește pentru că, din cauza unor de malformații, boli și așa mai departe, energetice, blocaje, nu se updatează, nu se upgradează. Și atunci, nu știu dacă vorbim despre antidot la ce? Dacă e numit coronavirus, ok. Păi și facem antidot pentru ce? Pentru ca să se oprească upgradarea organismului? Sau să se oprească ce? Nu înțeleg. Da. Și lucrurile trebuie să se întâmple cum trebuie să se întâmple. Și punct. Aia așa, că se zbat savanții, se zbat doctorii, să ce? Deci organismul trece prin niște adaptări, upgradări, acum să le zic. Se schimbă la nivelele toate, la celular, la atomic, la ADN, la... cum să explic, cu cuvintele mele, așa. Despre ce antidot vorbim? Să ce? E nevoie să se protejeze lumea, să nu o ia razna de la că auzim vocile unii de la alții, gândurile că se deformează și vezi omul face altceva cu gura decât ți se pare ție, adică vorbește sau râde sau ai și ți se distorsionează imaginea sau volumul e prea dat. Lucrurile se întâmplă din dreapta și tu auzi din stânga, la un moment dat. Da. Despre ce vorbim? Despre ce antidot vorbim? Să ce? Să oprească lucrurile astea? Cum să poți să le oprești când sunt nemaipomenit de frumoase și trebuie să se transforme organismul și trebuie să devină mai rezistent la orice, mai sănătos, mai... Na, organismul își vede de treaba lui. Noi ce treabă avem să-i... Cum ar fi să... Cu ce exemplu să dau? Floarea crește, crește, da? Înflorește. Și... Nu, că n-am exemplu. Nici exemple nu pot să dau. E, totul e perfect. E natura. E care se întâmplă cum se întâmplă. Și e minunat, e așa de frumos și... și energiile vin și upgradează foarte inteligent. Nu dă cu... Nu toarnă cu... Asta, cu butoiul peste noi, da? Dragoste și lumină și... Încetuți. Cât rezistă organismul, cât poate. Unele pot mai mult primi dragoste și energie și vibrație, altele mai puțin, altele deloc nu pot primi până nu își lămuresc niște, da, pe unde să treacă. N-are cum să treacă dacă sunt numai blocaje. Cum să? Antidot pentru ce? Pentru blocaje, da? Păi facem antidot pentru blocaje, adică învățăm să medităm, învățăm să ăsta ar fi antidot, nu? Ca să deschidem chakra, să deschidem tot, să deschidem aici, aici, să intre lumina cât e nevoie, cât are nevoie organismul meu, nu? Și să las să intre lumina. Adică, despre ce vorbim, da? Da, foarte frumos, e atât de frumos și atât de simplu și atât de organic se întâmplă lucrurile și atât de svaluri de pandemie. Valuri de energetice care mai vine un val mai curt, mai puternic, mai care organism rezistă, da, care nu și de-aia trebuie pregătit organismul. Ele toate rezistă. Numai că omul nu vrea, nu știu, nu că nu vrea, nu, fiecare se trezește în ritmul lui.
Da, aici ai. Nici nu pot să zic că nu vreau. Trebuie ajutat, da. Nimeni nu ne-a învățat cum e cu organismul nostru. Nimeni. Numai pastile și numai injecții și numai prostii, da? Și acum aflăm că organismul nostru e SF, e minunat și n-are treabă cu antidoate, cu pastile. E minunat, e așa de frumos și se vindecă și se deschide și se... Mai că învățăm, răsfoim tot ce găsim, materiale și ne deschidem, învățăm. Asta e. Vrem, nu vrem. Cred că o să se bage în școli cu treaba cu energiile neapărat. Nu văd altă soluție. În grădinițe, uite acum, da. Copilul știe, face ca Superman invocă, da, puterele și energia din el și lămurește lucrurile. Da?